Salutare lume, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal mirific. Pentru că astăzi, băieți, o să facem ceva foarte, foarte special. Sunt convins că o să vă placă. Nu știu câți dintre voi sunt fan Barcelona. Dacă avem pe aici fan Barcelona, cu siguranță o să vă placă acest episod. Pentru că revine o mică serie de pe canal cu squad buildere. După cum știți, dacă n-ați văzut ultimul episod, vă recomand să-l vedeți poate înainte de acest clip. Am prins 2 jucători, sau mă rog, am luat 2 jucători foarte, foarte, foarte scumpi de acolo și suma mea actuală de bani. Deci e foarte bine, deci practic sponsorul acestui videoclip este episodul precedent, pentru că fără acel episod n-aș avea destui bani în momentul de față ca să construiesc această echipă. Astăzi o să facem, bineînțeles băieții, un squad builder cu Barcelona. Chiar sper că o să vă placă, băieți, acest videoclip, deci vă zic de pe acum să dați acolo un mare, mare like, să facem multe like-uri și la acest episod. Bineînțeles, vă zic să vă abonați ca să ajungem cât mai repede, dacă se poate, până în vară la 10.000 de abonați. E greu, dar dacă dați cu toții subscribe și dați voi un share prietenilor voștri, sigur vom reuși. Ok, băieți, și hai să mergem pe market. Deja cred că ați văzut mai devreme acest jucător. Primul o să fie Busquets pe care o să-l luăm. L-am căutat ultimul și a rămas aici în market la căutări. Și da, o să-l acum, băieții, 2.900.000. Este un fotbalist pe care l-am mai avut, adică l-am avut în echipa principală acum ceva timp. Dar l-am vândut, cred că îl vândusem pe mulți bani, deci i-a scăzut prețul considerabil. Portarul echipei, băieții, bineînțeles, nelipsitul Marc-André Ter Stegen. Este un fotbalist pe care cred că l-am mai avut într-un squad builder, parcă în squad builderul cu naționala Germaniei. Un alt episod foarte interesant pe care vi-l recomand, l-am făcut acum ceva timp, deci este pe canal. Aveți chiar un playlist pe canal. Următorul jucător este left back-ul, pentru că să o luăm așa, gen de la portar. Formația o să fie un 4-3-1-2 și am început cu Busquets pentru că era ultimul căutat și mi-a rămas este acolo. Fundașul stânga o să fie Jordi Alba, Team of the Year nominee. Primul fundaș central al echipei, băieți, este Clément Lenglet, care are această carte tot de la Liga Rivals, ca și acel Busquets. Bun, l-am luat, 1.050.000. Lângă Lenglet o să-l avem, băieții, pe Piqué Scrim, 94 are această carte pe care am avut-o nu de mult timp, nu acum mult timp în echipă. Fundașul dreapta este un jucător destul de nou apărut în joc, este vorba de Sergi Roberto, Global Team of the Week, de asta zic că este apărut mai curând. Al doilea mijlocaș, asta e și central, este vorba despre Arthur, băieții. Arthur, care are această carte de la Lunar New Year, parcă, de 92. Da, într-adevăr, de la Lunar New Year. O carte chiar interesantă. Al treilea mijlocaș central, băieții, este Rakitic. Această carte de la UEFA Champions League. Hai să văd care este cea mai ieftină. Uitați, asta pare cea mai ieftină. Aproape 3.500.000. O altă carte care arată destul de bine, are și box to box la Skillboost. Un Skillboost de care am auzit vorbe foarte, foarte bune. Iar ultimul mijlocaș central, băieți, este o carte foarte recentă. Este o carte de la ultimul eveniment, sau mă rog, penultimul eveniment din apărut în joc. Este vorba de Golden Week. Îl avem aici pe Arturo Vidal, de 98. Primul atacant este Luis Suarez, băieții, care nu putea să lipsească din această echipă. 89, o altă carte, cred că tot de la Champions League, ceva Man of the Match, nu mai știu exact ce carte era. Asta este o carte foarte veche. Îmi amintesc că am prins-o la un moment dat pe un live. Știu că a fost mare bucurie, era pe la începutul jocului și erau bani buni pe care i-am luat de pe Suarez. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, cirașa de pe tor și cel mai scump jucător în acest squad builder, Lionel Messi, Team of the Year. Puteam să iau, bineînțeles, o variantă mult, mult mai ieftină de a lui, mă rog, cred că mult mai ieftină, nu știu, una Team of the Week sau, nu știu, oricare altă carte, dar am ales să plecea Team of the Year pentru că de la Barcelona mai avea o carte Team of the Year și De Jong, dar nu am putut să iau pe aceea pentru că era mai scumpă decât bugetul meu. Așa că am zis, băi, hai să fie totuși un card Team of the Year în echipa asta pentru că merită Messi în primul rând. Cam așa arată, băiți, această superbitate de echipă, recunosc arată foarte bine. Eram fan Real Madrid, dar nu pot să zic că urăsc Barcelona. E o echipă de 106 rating și 240 chemistry, care este absolut fantastică. Bineînțeles,
știți că regula era să fie toți jucătorii speciali, deci după cum puteți vedea jucători numai speciali, dar este și o varietate foarte, foarte mare. Avem jucători, nu știu, de la Liga Rivals, Team of the Year, Team of the Year nominee, Global Team of the Week, Champions League, Golden Week, Lunar, multe, multe, multe evenimente și Scrim Piqué, deci o echipă care arată foarte bine și după cum este de asemenea tradiția, o să dăm un match la head-to-head, un match sau două. Ok, băieți, și hai că suntem aici frumos în match, o echipă de 79 rating, da, este normal, este un rating normal al adversarului pentru divizia în care sunt eu. Uite cum i-a sărit mingea aici și să-mi dea gol. Nu, nu o să-mi dea gol, s-a pus Piqué acolo. Nu, Langley era cu piciorul acolo. Foarte, foarte bine, hai să dăm Rakitic la Messi, Team of the Year. Hai să dăm pe Messi, hai să-l vedem pe Messi. Sunt curios dacă îți dau un finesse cu el. Hai să dăm finesul lui Messi cu stângul. Regele finesurilor, Messi marchează aici cu un șut superb. A pus acolo piciorul stâng și s-a văzut extraordinar. Foarte, foarte bună execuția lui Messi. Probabil el este baza pe atac. Sunt curios cum o să fie Vidal, pentru că îl consideră mult un mijlocaș box-to-box. Acolo a și recuperat. Pasăm la Messi, care dă mai departe lui Suarez, dar Suarez este un pic cam lent și pierde mingea. Dar recuperează Messi aici. Messi cu fake shot-ul. Messi, hai să vedem dacă putem să-i facem praf apărarea. Și șutul lui Messi în vinclu, superb. Am așteptat să vină, să-l întorc pe toate părțile, să mai fac un fake shot și mi-a ieșit la perfecție. Bine, este un oponent destul de slab, probabil nici el nu știe să face foarte bine, dar totuși o fază frumoasă apărare. Și ce pasă bună găsește el aici. Șutează, dar apără Ter Stegen, mirific. Mirific, absolut bine, un șut foarte, foarte slab de la atacantului său, dar are jucător de gol în mare parte și e greu așa. Messi pasă la Vidal. Hai să vedem cum trage Vidal cu finesse, s-a dus groaznic. Eu am crezut că am dat în partea de sus la colțul lung, dar cred că am dat eu prea în jos de stick și s-a dus la colțul scurt. Și Suarez în careu, șut cu finesul și e bară, nu pot să cred. Totuși vine Vidal și îi dă cu capul foarte bine. 3-1 marchează și Arturo Vidal. O fază bunicică însă de-a lui Suarez. Putea să marcheze, dar a avut și ghinion că a dat în bară. Ok, și cam asta a fost, băieții, meciul. O să mai dăm încă o partidă însă. Și partida cu numărul 2 pare a fi ceva mai complicată. Avem la față un oponent care are 88 rating și o echipă mult, mult mai bună decât cea adversarului din meciul trecut. Deci poate să avem un meci mai complicat și mai strâns. Și ce pasă bună găsește aici cu Di Maria. Pare că știe să joace foarte bine și centrează, dar e la Anglia acolo, care se cam încurcă cu Ter Stegen, dar într-un final scap de această fază grea. Să la Messi, Messi care trebuie să-l facă pe Teles. Messi, viteză mai bună parcă decât a brazilianului. Ne întoarcem cu Messi, frumos. Elastico și șutul lui Messi în bară, nu pot să cred, dau bară și meciul ăsta. Dar de această dată nu mai îmi ricoșează fericit balonul. Hai să centrăm aici cu Ivalui Piqué. Piqué cu capul, frumos, simplu, elegant. Îmi par rău însă că a centrat Vidal, pentru că Vidal era mult mai bun în careu, sincer. Vidal aici cu șutul de la distanță. Vidal, încă o bară, nu pot să cred. Ce bombă al lui Vidal, ok. Nu mă așteptam la așa rachetă, sincer, deși, na, mă gândesc că dacă dădeam finesse era mai rău, deci... Oricum, un șut chiar bun. Și hai să vedem aici, Suarez la Messi, Messi era însă în offside. Asta e, cred că o să intrăm la pauză cu aceste rezultate 1-0. Ok, are și ghinion băiatul ăsta. Rakitic la Messi, înapoi la Vidal. Vidal cu pasa tot la Messi aș vrea, dar s-a dus la Suarez, din păcate. Era greu să dau pasa însă cu Vidal, care tot iar recuperează. Busquets, Messi și aici Artur cu finesul. Oare să-mi scrie? Nu pot să cred, a treia bară în meciul ăsta. Doamne Dumnezeu, zici că joc la Weekend League sau ceva de genul.
Oh, Henry scapă, ce viteză are francezul, dar nu știu ce a așteptat atâta. Efectiv, putea de mult timp să șuteze și hai să vedem dacă putem să-l penalizăm pentru asta. Suarez la Messi, care scapă din nou liber și Messi... Ah, a rămas Messi la balon. Messi, nu, am dat bară, e a patra bară din meciul ăsta. Cred că am zis că scapă liber, vreau să zic că scapă singur. Centrare, hai că marchează tot Piqué, tot Piqué cu capul. Cred că de lângă Van Dijk, asta e chiar interesant. Bă, dar e 4 bări, am dat, mă, bine. Faza asta cu Messi putea fi transformată mult mai ușor, dar am vrut să merg cu mingea până în poartă și uite că am greșit. Oh, și ultimul atac părea a fi al lui, dar este final de meci, băieți, un meci care, pe care l-am dominat, zic eu, autoritar. Bine, echipa a fost mult mai bună decât adversarului, dar n-a jucat rău acest tip. Cam asta a fost, băieți, episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, încă o dată vă zic să dați și pe acolo un like, să vă abonați și să dați un share, pentru că mă aștept foarte, foarte mult. Eu am fost Cristi, băieții, voi ați fost Târnăvenia. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Eu m-am dus. Pa, pa!